comunitatea, pe cine ați putea să mă copii, cine e cel mai avizat în școala vieții de pe TikTok și toată lumea a zis despre tine. Așadar, la cei 29 de ani pe care i-am, domnul Costeluș, mai pot face ceva? Mai pot absorbi școala vieții de acum înainte? Adică puteți să mă învățați câte ceva ce aș putea face? Respect studiile, îți respect școala care o ai, da, profesionistă sau ce ai făcut în viața ta. Da? Asta zic, și eu vă respect, mai de asta, și eu vă respect noastră școala vieții. Și mi s-a blocat creierul cu Pătești la pulă, de la două avioane mi-aș reveni, de la un TikTok. Mă, Costele, vreau să-l înveți să înjure, mă. Eu nu știu nici să înjur, asta zic, sunt foarte pașnic, eu așa nu am foarte multă școală vieții, habar n-am. Mie că, nu știu, dacă se ia un golan după mine, nu știu cum să reacționez ca și cum. Ce ați face dumneavoastră dacă mergeți pe stradă, e două noaptea și se ia un golan după dumneavoastră, se uită urât pe dumneavoastră ca și cum. Ce ar face un om care chiar are școala vieții în situația aia? Asta, din chestii din astea aș vrea să știu. Copilul Cristi, nu știu că ai gem la gură. Roșii. Deci puteți să mă învățați să schimbă sau... Ce să faci tu, mă? Tu dacă ești la coadă la șaurma și mă bășesc să mă arăt copilul Cristi pe internet. Ia-ți mordu. Ce să faci, mă, tu pe stradă? Mâncați aia și slobozul tău de gem la gură. Ce să faci, mă, tu pe stradă? Că ești roșu să mă arăt băiatul lui Cristi, zici că ești... Aia Cristina Aghilera. Păi tu știi, ești Cristina Aghilera, mă, când pătrână să mă arăt băiatul lui Cristi. Ce să faci, mă, tu pe stradă mâncați aia slobozul din gură să ți-l mănânc? Păi tu nu ești sănătos, tu ceri de-astea, vrei să înjuri, să-i spui? Păi ce sunt eu din... Păi tu Leonardo DiCaprio în Titanic cu cheta aia, învăț să te învăț să spui și să înjuri? Ce te... Păi tu mă trăm... Treabă, mă, de pricege, treabă, mă, de... Nu știu, uite, asta încercam să aflu, dacă dumneavoastră, dacă o băgați dumneavoastră, doamna Floricica, dansatoarea, vă salut, doamna Floricica. Nu scap de ea să moră nepotul meu de la mine peste tot după mine, cu mătra mea, mâncaia și pizza. Da, mă, vreau să vă pună câteva întrebări și ție și lucrurile. Haide, Cosmin. Unde l-ai găsit Ferrari, mâncați-a slobozul tău, să-ți mănânc, să moră în aer, mă, știu că e gheață ăla de la pușcărie, așa-l chema gheață. Să moră familia, dar nu, ta, s-o ascultă-mă. Tasu-i directorul penitenciarului Prahov. Nu mai zice Ferrari pe live, lasă așa că gen, nu e... Costele, vorbesc deci, serios! Domnul Costeluș, ce ați face dumneavoastră într-o asemenea situație? Asta zic, că poate învăț ceva din... S-a schimbat la față, Costel! Nu e, mă, nu mai mă minți în pula mea, păi mai am și eu... Costele, nu vorbesc! Sarman Sartu Prala, Janes, te rângă aveți? Da. Bună seara, doamna Floricica, v-am salutat, sper că m-a auzit. Bună seara, te pun. Ce ați face dumneavoastră, domnul Costeluș? Înțeleg că sunteți cel mai avizat în școala vieții de pe TikTok, ar fi decanul. Dacă școala vieții de pe TikTok românesc ar fi o facultate, dumneavoastră ați fi decanul. Și eu, să zicem că sunt un cursant ca și cum. Cezar, te pun. Ce m-ați sfătuit să fac într-o asemenea situație? Pe mine, așa cum se prezintă fizicul meu de iertător ca și cum, ce-mi recomandați dacă eu vin la școala vieții unde dumneavoastră sunteți decan? Ce pot eu să fac într-o asemenea situație? Uite, mergem să zicem prin Colentina.